foarte mult tuturor celor care au venit astăzi la vot și, evident, cei care au votat pentru candidatul pe care l-am sprijinit noi, pentru domnul Andrei Năstase. Vreau să le mulțumesc în special dragilor mei colegi de la Partidul Acțiune și Solidaritate, care au alergat în toate aceste săptămâni și au făcut o treabă foarte bună. Vă mulțumesc, colegi! Vreau să-i mulțumesc și pe susținătorii PAS, care au ascultat îndemnul nostru și au ieșit în număr mare la vot. Iată, acest exemplu de unitate ne-a demonstrat că suntem puternici. Ne-a demonstrat că putem să obținem victorii mari. Astăzi am obținut o victorie importantă și la toamnă, la parlamentare, o să obținem următoarea victorie importantă. Trebuie să știm că suntem puternici, trebuie să muncim, să ne implicăm și neapărat o să reușim. Îl felicit pe primarul general al Chișinăului, pe domnul Andrei Năstase. Domnul primar general a făcut angajamente serioase în această campanie și va trebui să muncească din greu ca să le îndeplinească, iar noi o să fim cu ochii pe el și îi spunem succes și chemăm toată lumea de bună credință în continuare să se alăture echipelor noastre ca să facem o echipă mare și puternică și să reușim. Să știți că am făcut aceste angajamente și voi face tot posibilul pentru a le onora, dar pentru asta avem nevoie, repet, de conjugare, de efort.